Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM! Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Asumirea la retegan și astăzi vă invit din nou să schimbăm perspectiva aici la Europa FM, ca în fiecare duminică de la ora 11. Și pentru că tot e luna decembrie și pentru că ne pregătim să facem ordine prin sărtare, prin dulapuri, prin lucrurile vechi, mai ales, am invitat un om care a îndrăznit să schimbe perspectiva într-un fel absolut surprinzător pentru toți cei din jurul ei. De la un menediaturist manager de vânzări, un om care a creat evenimente și a știut să construiască tot felul de politici și campanii pentru alții, într-o zi, Claudia Nicolau Penda s-a gândit să inventeze un grup în care doamnele și domnișoarele să poată să vândă lucrurile pe care nu le mai Îmbracă, respectiv folosesc. Și astăzi este una dintre cele mai puternice grupuri din online. A devenit o comunitate, iar uh, moftul ei, cred că avea ea de vândut niște lucruri, de fapt niște lucruri prin casă în plus, s-a transformat de fapt într-o super poveste. Bună, Claudia! Bună, Mirela, și bună dimineața! Mă bucur foarte tare că ești aici. Și eu mă bucur tare de invitație. Să le spunem celor care ne ascultă că noi ne știm de viață. Da, de când eram mici Mi-am dat seama că uh, încerc să aduc la radio și mie se, într-o proporție foarte mare, oameni pe care îi cunosc personal, pe care i-am atins, i-am văzut și pentru care eu o garantez, pentru că știu exact cine sunt și ce fac. Iar povestea ta este una perfectă pentru această emisiune. Și pentru toți cei care se gândesc în România nu poți să faci nimic, în România este foarte greu, în România dacă nu dai șpagă, dacă nu ai relații, dacă nu te faci frate cu dracu, nu treci punta. Ea povestește, -ne Doamne tu un pic. ce minge mi ai ridicat la fileu, pentru că exact despre asta este vorba, tot ceea ce facem noi și spun odată de tine, pentru că tu inviți oamenii cu care să creezi energia aceea bună pe care tu asta vrei să o oferi oamenilor care te ascultă. Este clar, asta se simte. Nu ai cum să, să uh, inventezi nimic nou, totul este la îndemâna noastră, doar că trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în jur și să pornim cu inima când facem lucrurile, pentru că asta faci tu și ai dat cel mai bun exemplu și îți mulțumesc pentru asta că m-ai invitat pe mine, pentru că toată asta a fost și ideea mea când am făcut acest grup, da, a pornit de la o nevoie firească că aveam uh, pantofii cu care am fost încălțată la botezul fică -mi, cu toc de 10 și mi-am dat seama că nu o să-i mai pun niciodată pentru că i-am purtat 3 ore și am crezut că o să leșin. Și m-am gândit unde să-i vând, ai să fac un grup de Facebook într-o dimineață, că pe contul meu personal nu puteam să-i postez, că ce o să zică băieții din, grup, că, din uh, pagina personală că m apuc să vând lucruri. I-am zis nu mai port ca să se prindă lumea despre ce este vorba și după ce am văzut am zis stați așa ce se întâmplă, stați să ne oprim. Și mi-am dat seama pentru că mi-am ascultat inima că acolo s-au adunat oameni care cred același lucru, respectiv faptul că este foarte ok să ai grijă de resursele tale personale. Pentru că noi muncim pe bani. Adică, tu ai făcut ceva care astăzi se numește sustenabilitate, înainte de a exista acest termen în limbajul nostru cu curent? Tu, exact ce spuneam, exact ce spuneam. Toate sunt la îndemâna noastră, trebuie doar să le vedem. Hai să le spunem ascultătorilor ce. Făceai tu în momentul în care, cu ce te ocupai când ai făcut acest grup? Eram în creștere copil. Așa. Venise fiica mea pe lume și, ce să zic, că făcusem și cumpărături impulsive în timp ce stăteam cu fiica mea în casă, că asta face orice mamă, aveam foarte multe lucruri și cu etichetă pe care nu le-am purtat, ce credeți? Și luasem o pauză de la birou. Eu am lucrat 16 ani aici în vânzări la Europa FM, vânzări și marketing și mi-a plăcut foarte mult jobul pe care l-am avut. Și da, urma să te întorci la job. Urma să mă întorc la job. Se termina concediul de maternitate și trebuie să tenis. vin apoi la serviciu. La serviciu am avut un a, a început pandemia. Și ce să zic, alternativa era să vin zi de zi la birou, ceea ce nu am vrut pentru că recunosc și poate uite, mie e bine să spun că n-am de ce să mă ascund, am făcut-o pe fică mea la 40 de ani și am zis, am văzut ce înseamnă și carieră, hai să mă dedic copilului pentru că până un pic. la urmă, da, un pic mai, mai mult, eu am inventat și un termen, viața în sclavie pentru că asta înseamnă când ai un copil la 40 de ani, dar este foarte frumos, fiecare moment, o sclavie frumoasă și nu m-am mai întors, dar vreau să zic că eram pierdută, a început pandemia, a fost o coincidență de situații, pentru că acum când mă uit în urmă, nu există coincidență, există doar... De acolo de sus o forță. Sincronicități. Da. Lucrurile se întâmplă atunci pentru când că... suntem pregătiți să ni se întâmple. Așa este, să știi. Și nu am mai venit. O lună, două, m-am gândit cine sunt eu, că nu mai sunt Claudia de la Europa FM, Penda de la Europa FM. Și mi-am dat seama că trebuie să mă uit înăuntru meu, să văd ce resurse am. Și da, în România asta pe care eu o iubesc, pentru că trăiesc aici, Uh, îl facem lumină în fiecare zi când ne trezim. Dacă nu suntem în stare să facem asta. Deci, Claudia, la 40 și. Acum? 3 de ani, 40. Când, am acum, ai când ai zic? început grupul? Da, 42-43. La da. 43 de ani a ales între a continua cariera în vânzări și marketing sau a începe ceva pe cont propriu, de la zero, ceva ce nu mai exista în România și pentru care nu cred că s-au înghesuit să, să te susțină cei din jurul tău foarte tare. Nimeni. Ce exact, zis. nimeni Păi începând cu soțul, soțul meu Ce a zis soțul tău când te-a apucat pe tine antreprenoriatul nici în mă... online? Știi care este ideea? Că nici măcar nu știu că este antreprenoriat Așa Pentru că uh, uh, am început să muncesc Adică m-au năpădit toate obligațiile pe care le aveam Fără să fie un job plătit Cum se face asta pentru cei care ne ascultă în momentul acesta Și se gândesc cum poți să începi o afacere pe Facebook? În online. Nu, nu este nicio afacere pe Facebook, să fim serioși, este doar foarte multă muncă. Și dacă cumva uh, ai uh, în tine uh, o sclipire care să ți dea idei să poți să faci mai mult decât a vinde. Aici lumea postează gratuit ce produse au de vânzare. Deci nu este niciun beneficiu. Hai să le spunem ascultătorilor că în general reușesc. Din eu spun asta din experiența mea personală, cele lucruri care îți satisfacție o nevoie foarte mare, dar în același timp vin în întâmpinarea nevoilor celorlalți. Dacă ceva ce ție îți face bine nu mai face bine și altora, înseamnă că nu e neapărat lozul câștigător. Corect, cred că asta este important și atunci, să ne la ceilalți. Pentru cei care ne ascultă și se gândesc de unde să puce o poveste așa cum ai făcut tu, Dintr-o nevoie a ta personală de a găsi o piață de desfacere pentru produsele din, din, din dulapul personal pe care nu le mai foloseai, ai creat un grup pe Facebook unde au început să vină oameni care aveau aceeași nevoie ca și tine. Unii să vândă și alții să cumpere. Și v-ați întâlnit în același loc oameni cu aceleași nevoi. Ca lecție este foarte bine ce ai uh, sintetizat tu. Într-adevăr, aici nevoia este imediată, să vândă. Pe mine mă interesează nevoia omului de a fi empatic cu cei din jur, pentru că... De a socializa și de a ai păsa. face parte din comunitate. Exact, comunitatea mă interesează pe mine. Până la comunitate. Ce a făcut Claudia Penda zi de zi ca să dezvolte această comunitate? Am muncit foarte mult. Ce înseamnă? Zi și că ne noapte. ascultă oameni care nu știu ce înseamnă să ai un grup? Bun. Oamenii vin și postează pentru că au nevoie să vândă lucrurile pe care nu le mai poartă. Sunt 600 de postări pe zi. Și Claudia 5 ore adunate pe zi stă cu telefonul în mână și aproba acele postări, care sunt gratuite. Și le verifică. Le verifică pentru că ar fi altfel un haos de nedescris. Și toată lumea spune că este un grup foarte curat, foarte frumos, tocmai pentru că cineva veghează la bunul mers. Cumva, îmi pasă de ce se întâmplă. Câți oameni sunt în acest Acum, moment în grup? Nu este relevant neapărat. Am 66.000 de oameni, dar sunt 100.000 de cereri de intrare. Dar, fiind totul manual, eu nu am cum să îi mai văd, să îi mai procesez, pentru că nu se poate robotiza în niciun fel. Bun. Uh, pornind de la. Am schimbat mentalități, ca să zic așa. Nu, nu. Chiar așa este, nu pot să zic așa, pentru că oamenii aveau reținere să vândă lucrurile sau să cumpere lucruri purtate și nu neapărat purtate, că sunt noi eu încurajez să donăm în primul rând lucrurile pe care nu le mai purtăm și lucrurile care au o valoare, să putem să o valorificăm și vă, o să o vindem Adică produse de mic. brand sau exact, lucruri cu etichetă sau cu paiete sau cu tocuri pe care chiar nu le poți dona. De ocazie de ocazie, exact. Și dacă eu mâine mă duc și am nevoie de ceva de ocazie, să nu dau o căruță de bani pe o haină pe care o port o dată, probabil. Da. Maxim Deși de două. este un trend acum internațional, pentru că acum se suprapun două idei în aceeași discuție. Oamenii poartă lucrurile vechi, ale bunicilor sau rochile pe care le-au purtat acum 10-20 de ani. Na, mă, Claudiți, mă, că bunica mea umbla cu poale și cu zadii și cu și năframă în cap. Năframele acelea sunt chiar și, frumoase. Și a și vrut să fie mormântată cu ele. <laughs> nu mi le-a lăsat. N-am nicio șansă. Poți să cumperi, să știi second hand, da, că da, se da. găsesc. Da. Și că, uh, eu vorbesc cu tine despre asta uh -huh. iar eu fac parte din categoria celor care nu cumpără haine purtate. Te cred. Eu, cred. eu fac parte din această categorie. Dar mi se pare foarte tare ceea ce ai făcut tu. Da. Și eu nu vând da. haine, lucruri, le, da, le donez. Da. Eu lunar da. umplu o valiză și eu la pe care de cele mai multe ori o duc la birou da. cu toate lucrurile, nu numai haine, lucruri de care eu nu mă mai bucur sau nu mai sunt mie de mare folos și zic, luați da, ce vreți. Așa este. Vă rog. Folosiți-le, dați-le mai departe. Asta spun că nu este doar despre lucruri aici, pentru că lucrurile nu putem să rezistăm să le cumpărăm lună de lună. Hai să fim serioși, că se știe că industria producătoare de textile este printre cele mai poluante. Oamenii prea puțin percep lucrul acesta ca imediat ce o ne afectează, da o problemă și totuși noi cumpărăm în continuare haine dar dacă cumpărăm, învățăm să ne educăm, să, învăț să cumpărăm de calitate pe care îl raportăm la numărul de purtări prețul pe care l-am dat, care pare mare, de fapt este un preț mult mai mic decât am cumpăra o, un tricou ieftin pe care îl porți doar de, de două ori și se strică. Știi? Sunt de acord cu tine. Da, dar ce înseamnă să-ți vinzi hainele și să ai considerație față de cel care cumpără haina respectivă, înseamnă să-ți pese. Și eu acest cârlig l-am prins în comunitate și pe asta marjez, pentru că eu vreau cumva să construim o lume mai bună, așa cum chiar mi-a spus fica mea de la, uh, sărbătoarea voastră pe dezurli la care am fost și a spus mami, ai văzut cum a făcut uh, tanti prezentatoare acolo cu nisip și ce a spus? Că ea promite o lume mai bună pentru copiii de mâine mai, Deci, noi trebuie să fim atenți la noua generație ce lăsăm în urmă, inclusiv faptul că trebuie să ne pese de planetă, că ducem în această zonă. Revenim la grupul tău, nu mai port, dar nu vreau să trec peste acest moment în care să te întreb. Te gândeai la asta înainte să o ai pe fetița ta? Nu. Înainte să fii mamă? Nu. Oh, stai că vine să plâng acum. Da, probabil că atunci când devenim mame, ne gândim mai mult la ziua de mâine. La ce lăsăm în urmă. Ce lăsăm. Urmă. Ce moștenire lăsăm și nu bani și nu case, ci o lume mai bună pentru că... Asta se pare foarte tu. drăguț că de fapt gândindu-te la viitorul copiilor tăi te gândești la ceea ce va însemna trecutul tău? Și ce ai lăsat în urma ta? Eu am scris zilele trecute pe Facebook o postare foarte drăguță despre curățenia de Crăciun. Uh -huh. Curățenia de mama ta făcea curățenia de Crăciun, clar. Și mi o perdelele acelea curat. Da, și trebuia făcea să șafrii. lustruiesc fiecare bibelou. Da, și ciucurii și de la cobor, ciucurii să-i pieptănăm și să uh, făceam o sortare uh -huh. a hainelor, a lucrurilor din casă. Știu că îmi făcea o plăcere fantastică să cu toate cărțile din bibliotecă și era acel moment în care luam carte de carte și mai găseam un leu, cinci da, lei, da, 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 da. Da, sau plante, Câte -o plante, da, flori, flori, puse. Exact. Ei, uita, suntem într-un moment în care bine ar fi să ne mobilizăm și să facem din această curățenie de Crăciun un motiv foarte bun de făcut ordine pe toate sectoarele. Da. Și în dulapuri și în căpuț, și la inimioară, și uh, în corpul nostru, și să ne găsească anul ăsta Crăciunul curați, cât mai curați posibil. Pentru că atunci când te eliberezi, creezi spațiu pentru altceva mai bun. Doamna Claudia aici de față, creatorul grupului Nu Mai Port de pe Facebook, a... Făcut loc în ei în primul rând, da. vânzând pe acest grup uh, lucrurile de ocazie pe care și-a dat seama că le-a purtat o dată de două ori, maxim de trei ori și i-a părut rău să le vadă părăsite și singurele acolo în raft. Da. Și a zis, știi că în ultimul spectacol al găștii Zurli duravura vine cu o, o roabă plină de jucării stricate. Și eu le spun copiilor din sală că acestea sunt jucării pe care copiii nu le-au mai iubit și ele au ajuns la turavura care le-a le stricat și îi pun să promită că dau jucăriile astea mai departe. Acolo la tine pe grup vin femei în proporție de 99%, da. nu? Da, da, da. Dacă nu 100%. Nu, 2% sunt și bărbați. Aveți și 2% bărbați care ce vând? Bieții de ei, sincer îți spun, că au fost aduși cu forța de soții ca să nu le mai stea să le explice de ce și-au cumpărat ele, să vadă cu ochii lor ce își cumpărăm. Ok. <laughs> și pe grupul acesta, femeile vând lucruri personale, lucruri ale familiei, ce se vinde în general? Se, în general se vând haine și încălțăminte și odată pe lună vindem inclusiv apartamentele noastre cine okay. are de vânzare, mașini. O dată pe Se săptămână, adică o dată există pe lună. O dată pe lună. Mm -hmm. Și sunt foarte, foarte multe anunțuri. anumite pentru... zile în care. Da, marți, asta. da. Uh, orice altfel, aparate de aer condiționat, nu știu, radiouri, orice ai și nu mai porți, la un preț mult mai bun, pentru că oamenii au încredere unii în ceilalți în grupul acesta uh, și își permit să-și cumpere, să-și facă mici uh, plăceri. Asta voiam să te întreb, care sunt valorile grupului uh, uh. în special? empatia, să-ți pese. Asta okay. mă interesează cel mai tare. Cel mai tare. De exemplu, pe mine mă interesează că mă duc în piață, eu nu pot să mă apuc să iau o boabă de strugure de la fiecare tarabă, pentru că mă gândesc că omul ăla, dacă ar veni toată lumea și-ar lua câte o boabă de strugure, omul acela ce ar ajunge să mai plătească pe uh, strugurii respectivi. Adică îmi pasă, dacă omul ăla spune că este bun, eu am încredere în... Schimbăm perspectiva și vă spun că eu gust de la fiecare tarabă ca să spun omului că sunt foarte buni <laughs> și că wow, uite, minunat, extraordinar pentru că mie îmi pasă de vânzător să-i dau o stare mai bună în momentul da, ăla Mirela, pentru că tu poți pentru că ești Mirela de la Zurli și pentru tine cumva este altă poziție atunci când ciugulești boabele de struguri din piață <laughs> A, Ce drăguț, nu m-am gândit la asta adică păi da. eu niciodată nu... Tu oferi Auzi, și cred că asta este ideea, să oferim ceva în schimb. Uite, uh -huh. tu oferi zâmbetul tău și energia pe care hai să nu ne ascundem după degete, pentru că ești o persoană care este recunoscută pentru energia bună pe care o dai. Dar chiar dimineața mea am, da. am intrat într-o cafenea de unde îmi cumpăr de obicei cafea și a zis unul dintre băieți, a venit doamna cu energia bună. Asta este emblema ta. <laughs> și nu avem nici. nu fac complimente acum, nu te perii. Pur și simplu. Și tu ai plătit boaba respectivă de strugure cu zâmbetul și. Cu energia pe care omul ăla le-a luat. Ce, ce -a frumos a multiplicat. Ce frumos să vedem acum aici, în emisiune, două perspective total exact diferite. diferite. Tu, care nu iei nici nicio babă de strugure, mm -hmm. pentru că te gândești că omul acela, dacă fiecare ar gusta, ar ieși în pierdere, da. și eu care mănânc de la toate tarabele cât o babă, ca să-i dau vânzătorului sentimentul că marfa lui are valoare. Da, îi dai ceva? Da. Despre asta e vorba. Foarte frumos. Ne întoarcem aici la Europa FM. Suntem la schimbă perspectiva cu Claudia Nicolau Penda, creatorul grupului Nu Mai Port, un grup în care zeci de mii de români duc pe masă produse speciale pe care le-au iubit la un moment dat, dar care astăzi ocupă doar spații în dulapurile lor și venim imediat după pauză să povestim un pic mai mult despre cum poți să construiești de la zero la 43 de ani un business care se transformă în business dintr-un hobby pe care l-ai fi făcut oricum și dacă n-ai fi câștigat niciun ban. Schimbă perspectiva Ne-am întors la Europa FM, suntem la Schimbă perspectiva Claudia Nicolau Penda este invitata mea de astăzi Claudia a îndrăznit ceva ce foarte puțini români au curajul să facă Să schimbe total macazul la 43 de ani Și să-și ia viața profesională în mâini Să facă ceva ce uh, nici măcar n-a îndrăznit să viseze. Că tu nu poți să spui că ai proiectat. Nu. Tu te-ai La... te dus cu... Cu valul. Exact asta, stăteam și mă gândeam acum că noi, pe mă... derdeluș? noi această emisiune <gri> nu am pregătit-o niciun fel, cu nicio întrebare, nici nu știam ce o să vorbim. Dar am avut încredere în tine că o să fie bine. Păi, e ca la tine pe site. Oamenii vin acolo pentru că au încredere exact. că lucrurile lor vor ajunge la alți oameni care să le aprecieze. Exact. Și nu am programat absolut nimic, cred, nu cred în programări sau nu știu, cel puțin nu mi se potrivesc mie pentru că eu tot timpul mi-am ascultat inima. Asta este câteodată ți-ai și țeapă, dar toate au un sens, pentru că eu am pornit acest grup dintr-o nevoie, am ajuns să muncesc zi și noapte, nu am vacanță, pentru că ce să vezi, grupul nu funcționează, că merge în continuare, oamenii postează. Nu cred că există un antreprenor care are vacanță. Așa, eu spun tot așa. timpul că eu nu exact, plec în vacanță și, și timp... în concedii, da. eu călătoresc că în da. călătoriile alea de multe ori muncesc la fel de mult cum muncesc, că nu pot să-ți pun inspirație, fă o pauză, te rog că eu sunt un pic în vacanță. Exact. Nu veni idee de cânte care ești sau de personaj, că acum eu sunt în vacanță. Dar din ce câștigi bani, Claudia? Uh. Mi-am gândit așa și mi-am spus, toată lumea mulțumește, știi? Și am zis, păi cu mulțumire, am un porbagaj plin, frigider, știi, o cameră pot, dar ce să vezi? Mulțumirile te duci la magazin și spun, nu, noi nu avem nevoie de lei. Bun. Și m-am gândit așa să ofer spațiu uh, celor care au afaceri să se poată promova prin uh, intermediul uh, acestui grup, să, și oamenii din grup să-i ajute pentru că sunt. Oamenii care le plătesc lor postările, practic. Uh -huh. Și așa uh, s-a creat uh, comunitatea, pentru că oamenii, la rândul lor, vin cu drag să-și promoveze produsele pe care în care ei cred, serviciile în care ei cred, pentru că știu că aici vor găsi oamenii care să aprecieze lucrul acesta. Deci, uh, experiența ta în vânzări da. te ajută da. foarte tare da. să... -mi manageruiești exact. relația cu clienții. Și acum realizez că nimic nu este întâmplător. pentru că eu dacă nu aveam în spate experiența de vânzări de la Europa FM, evident că nu știam să fac lucrul acesta. Și uite așa, să spunem că a devenit un business... Încă mă aștept <laughs> cu adevărat să fie un business și um, am dus mai departe ideea aceasta să ne și vedem în offline. Ok. Da, și acolo și creez evenimente. evenimente. Târguri, evenimente pe diverse teme de interes pentru femei, inclusiv petreceri. Ah, și cred că trebuie să-ți povestesc ceva foarte drăguț, care o să-ți placă sigur. Uh, gratis am făcut, mi-a venit o idee într-o zi când eram în pandemie și mi-am dat seama că oamenii stau singuri în casă și au nevoie unde să cunoască oameni decât tot în online. Și aflându ne în grup, le-am le adresat o provocare. Ce ar fi să vă căsătoriți. Să cupleze. Și am două cupluri care au și bebeluși. Ok, dar m -m mai da, face asta trei. în grup? <laughs> da! <laughs> da. A, trebuie periodic. să le spunem ascultătorilor. Alex, uh, uh, colegul nostru de la tehnic, este mm -hmm. DJ Așa foarte bun. Azi. Și pe vremea când eu făceam emisiunea cu Gașpar el își făcuse un playlist și spera să mă mărite cu el. Uite, poate ce mărit rămas... eu, Mirel. Da, te rog că playlistul playlist este, este pregătit. <laughs> DJ-ul pentru mânta. Deci oamenii pot da. să se și cupleze la tine. s au în grup. cuplat deja. Am zis așa, fetelor, dacă tot vindeți, atunci când uh, trimiteți o cămașă așa. pe care cineva a cumpărat-o și știți că fata respectivă e este singura. singură, trimiteți și voi vărul singur, uh, fratele. cu fratele, știi că sunt orice vârstă. Ne... Ce este superb din toată această... Mai aceasta... cu bunicul. <laughs> Mirela, asta voiam să spun, că s-au îndrăgostit femei și la 70 de ani. Eu pot să cred asta. Da, este superb. Și să vezi poveștile lor, pentru că cum se procedează. Le invit să-și posteze povestea de viață, da? Și oamenii care rezonează să intre în contact cu persoana respectivă care Bine, postează. Acum e destul de ciudat să spui unde v-ați întâlnit pe grupul Nu mai port. Este ciudat, dar e la la, adevărat. L-am dat jos pe ăla pe care îl purtam până acum <laughs> și acum o port altceva. Da. Dar în același timp este minunat mm -hmm. pentru că într-adevăr uh, suntem în acel moment al evoluției în care putem să ne cuplăm oriunde și să ne întâlnim jumătate oriunde. Pe grupul nu mai port o dată pe lună, de două ori pe lună ai astfel de... Cu, cu pidoniada am Cupido denumit. Nu, de două ori pe an. Aaaa. Da, păi îți dai seama cât de des te cuplezi <gântuia> Și să știi că sunt încă multe fete cu care mă întâlnesc Dar sunt foarte spus... mulți oameni singuri, din ce în ce mai mulți oameni da, singuri Ar trebui să faci de mai des dar... E suficient, crede-mă. Am încercat să facem și o petrecere offline și chiar mi-a scris cineva, nu am la îndemână să-ți citesc. O petrecere în care să vină oamenii Doar care singuri. să se cupleze și da. a ieșit? Vreau să-ți zic că mi-a trimis o tipă un mesaj și mi-a zis, zice, să știi că mi-a mulțumit cu Tărică că am tras de el și l-am trimis la petrecere și s-a deci cuplat cu făcut codică. această petrecere? Exact. Câți au fost? 100 de persoane. 100 de persoane singure, 50 de fete, 50 de băieți, da, de toate vârstele. De toate vârstele. Mm -hmm. Și ce s-a întâmplat la această petrecere? Am dansat, a Așa. venit strada Pogo prietenii mei și au cântat Tu ai fost un fel de starostele, știi, cum e la nuntă da, Bobrădulescu un uh, nuntă pe bani. Am uite, trebuie să mă duc să da. văd. Am tras de ei Haideți, că veniți aici, în centru. Le-ai făcut Haide, un program artistic? Faceți, uh, un pic, așa, Ceva? să intru un pic, să se dezmeticească lumea. Pentru că lumea nu are... Nu. Știi când ești acolo? Nu îndrăznesc. Da, dar Eu trebuie știu, să nu te gândești. Tu ai văzut gândesc. ce se întâmplă? Că și la, petre... la evenimentele cu copiii se pornesc da, greu părinții. Da, se pornesc greu, exact. Nu, trebuie să ne, să ne gândim că este bine. Noi nu trebuie să ne gândim prea mult, de fapt. Doamne, bravo, mai Claudia. Da, nu știam asta. Uite că mi-am dat seama că nu știi. Vedeți că este totul pe bune. Deci nu mai port. așa se numește grupul, dar trebuie să facă parte din grup, nu? Da, pentru că altfel nu are cum să afle de aceste și, evenimente. Și următorul eveniment când o să fie? Tu știi că acum mă gândisem în decembrie că poate cine știe nu fac uh, revelionul singur și se cuplează mai ușor oamenii. Și să știi că e trulă, adică două cupluri repet au bebeluși. Uh, oamenii sunt super încântați că s-au întâlnit așa. Pentru cei care nu știu, trebuie să fac o mărturisire aici la uh, radio în acest moment. Eu, acum foarte mulți ani, în anii 90 și un pic, acolo l-am cunoscut pe tatăl Maiei, făcusem o emisiune care se numea Matrimonială. Oh. La radio. Dar pe vremea aceea nu exista internet, nu existau computere, nu aveam nicio nicio rețea de socializare și oamenii sunau la telefonul fix și spuneam uh, Eu sunt uh, um, X, am 27 de ani, sunt brunetă, iubesc teatru și caut un băiat de... O seamă cu mine cu care să mă duc la spectacole. Și suna un cineva băiat care? și zicea: Eu sunt așa și așa și așa și vreau să mă la teatru cu fata de mai devreme. Și îi puneam în legătură. Și exact cum spui tu, am fost la foarte multe. Uh, cu, cu civile. Doi ani am făcut această emisiune sperând că într-o zi cineva o să sune și o să zică: Eu sunt ăla și te vreau pe tine. N-a sunat nimeni și după <laughs> doi ani. Eu sunt căsătorită. Am vreau. renunțat. <laughs> Și am citit în ultima emisiune Ana Blandiana Iubesc ploile Și după ce mi-am ridicat ochii din uh, Carte Și m-am uitat Dincolo de geam De doi ani de zile Era un tânăr care se uita la mine Cum așteptam eu seara de seară Să sune cineva și să spună Te vreau pe tine Și Ni s-au întâlnit privirile și au rămas întâlnite vreo 10 ani din viață. Așa s-a născut Maia, așa s-au născut Doamne, toate Mirele. cântecele Zurli. Și era în fața mea, dincolo de geamul de la radio, de 2 ani de zile. Și nu-l vedeam pentru că eram sigură că iubirea trebuie să vină de undeva, de nu știu unde. Oameni buni, despre asta este vorba. Să fim deschiși pentru că niciodată nu este așa cum ne imaginăm. Viața este cu totul și cu totul surprinzătoare în fiecare clipă. Iar acum sunt foarte convinsă că e foarte important să te bucuri de ceea ce ai astăzi, că nu știi niciodată ce ți-aduce ziua de mâine și oricum ziua de mâine ți-aduce ceea ce trebuie să ți-aducă, nu neapărat ceea ce îți Vrei. Dorești. Exact. Claudia Penda a creat grupul Numai Port și eu am invitat-o astăzi aici pentru că sigur suntem în plin proces de curățenie de Crăciun prin casele noastre. Și cu siguranță suntem în plin proces de căutare a hainelor de sărbători. Bun. Cu ce? Mă îmbrac de Revelion. La tine pe grup aș putea să găsesc și pantofi, și rochie, și poșetă. Da, sigur. Și uh, să-mi vând apartamentul dacă vreau, sau să iau uh, să închiriez. Da. Și chiar să-mi găsesc un partener. Da. Dacă mă nimăresc în cele două evenimente Aici anuale... Aici sufletul meu, la partener, da. Ce, ce Poate drăguț. acum că știu, o să țin eu cont acolo da și asta, rog, dacă se învește ceva... Da la sertar. Mulțumesc foarte mult! Mă bucur foarte tare că ai reușit să vii astăzi și vreau să te felicit pentru că e un act de foarte mare curaj să lași ceva sigur și stabil uh -huh. și să te arunci uh -huh. în toată povestea asta în care nimeni nu-ți garantează nimic și fiecare leu depinde de efortul tău personal. Cam cât da. muncești? Non-stop. Non-stop. N-ai non -stop. zis tu, doamna antreprenor, că atunci când ești antreprenor muncești non-stop? Da, non-stop. Pentru că exact ca tine, totul pornește din noi și noi trebuie să ne gândim și ideile ne vin. Noaptea, cum ai zis tu, pe la 3, 3 te, și trezește, te trezește un îngeraș da. și te pune să scrii. În continuare, de, da, și, pe mine și La fel. Știi că ți-am comentat pe postare. Zic, ia uite, trebuie să mă împrietenesc cu îngerașul pentru că eu mă răscolesc așa prin pat și mă zvârcolesc și zic, de ce nu dorm? Că a doua zi am treabă. Dar uite, ar trebui să mă împrietenesc. Da. Super lecție mi-ai dat. Și să mă apuc să-l să ascult. An de zile mă trezeam la trei uh -huh. dimineața și până la patru scriam efectiv compulsiv uh, și am aflat foarte târziu că este ora la care uh, în Atos și în multe mănăstiri se fac cele mai puternice rugăciuni și este ora la care în așramuri se fac meditații și uh, mi-a zis un preot la un moment dat că se presupune că este ora la care s-a înălțat Isus și se deschide cerul și Ce comun Comunicarea este, este ceva cea acolo. mai uh, Sigur. puternică. Și noi dacă nu ne opunem, avem mai multe de câștigat. Și în orice ce ni se întâmplă în viață, dacă nu ne încrâncenăm să ne raportăm la vechile noastre uh, credințe și suntem deschiși la nou și savurăm uh, prezentul, o să câștigăm mult mai mult. Uite, eu am aici trei cărți. Pe care vreau să le dăruiesc unui ascultător, care intră pe Mirala Retega în pagina mea oficială și uh, ne scrie la comentarii uh, trei lucruri pe care le are în casă și pe care le-ar vinde, dona, le-ar da cuiva uh, mâine dacă ar putea să facă asta pe uh, grupul tău, pe Nu mai port. Eu încurajez tot timpul să donăm, în primul rând. Este minunat atunci când donezi cărți, cel puțin, jucării, aduci bucurie uite, hai să facem asta pe pagina mea oficială, astăzi la comentarii să scrie oamenii trei lucruri pe da, care vor bin. să le dea și să și le ia singur că e mai greu de intrat la tine pe dacă grup scrie, să le posteze acum dacă cine îmi scrie o să-l introduc în grup, sigur, cu drag dar n-am de unde să știu o să fie o nebunie cu intrare în grup adică sunt prea mulți oameni, prea multe cereri deodată cu răbdare cu răbdare yes. și te mai învăț ceva, că eu am grupul Fix la Fix unde sunt 700.000 de mii de oameni. Eu mai intru foarte rar pe acel grup în ultimii ani, pentru că sunt nouă administratori, mm -hmm. sunt nouă oameni din interiorul grupului, care au ales să facă asta în locul meu și așa am putut să creștem volumul foarte tare, dar e adevărat, acolo nimeni nu vinde nimic și nu trebuie controlat asta, sunt doar postări 600 legate de, de postări pe zi. programul de mâncat. Da, da. Oricum, ți-ai inventat servici, ca yes. să-l citezi pe Zoli de da. la Sistem, <laughs> prietenul nostru Zoli tot, care a zis, ți-ai inventat servici, ceea ce este absolut minunat și vreau să-ți mulțumesc că în fiecare an și campania Adoptă o mamă și campania Încalță un copil de iarnă și a găsit loc la tine uh, în grup și susținerea de acolo a fost una foarte importantă iar strângem ghetuța pentru că ce să Știu. vezi, iar e iarnă, iar e frig și în continuare România are foarte mulți copii de sculți Așa că invit pe cei care ne ascultă să intre pe fundația zurli.ro, să afle acolo toate detaliile pe care noi le uh, avem afișate și să să vorbească cu Moș Crăciun, să uh, aducă o pereche, de, o pereche ghetuțe. de ghetuțe noi. Este foarte simplu. Este foarte simplu, găsești oriunde de cumpărat și bucuria și sentimentul acela pe care l-ai că ai făcut un bine, chiar dacă nu cunoști persoana, pentru că de o pereche de încălțări nouă, se bucură oricine. Și mai e ceva foarte ușor de realizat, pentru că în acest moment Poate să comande online oh, și să pună adresa de la Super. Zurli, și vine cutia direct la noi și o direcționăm. Asta trei cărți. Să știți că nu sunt întâmplător aici. Astăzi, aici, acum, jocuri de jucat iarna pe care. Tu presupun că le ai deja da. în colecție, dar e una pe care nu o ai. Nu am în această formă, nu dar nu le am ai. pe celelalte, da. Se bucată numește cu bucată. Se Carta Mare a Poveștilor Zurli. Da. Este nouă nouță. Editura Creator din Brașov, o editură uh, nouă pentru mine, a adunat aici toate cele 10 povești din colecția Zurli, gândindu-ne că Moș Crăciun o să aleagă această carte, carte ca foarte, foarte dar pentru de copii. Da. Și mi-am dorit-o în acest format, uh -huh. pentru că uh, cele 10 în colecție sunt absolut minunate, dar... Uh, E și financiar mult mai rentabilă, e 145 de lei față de o medie de 250 de lei cât ar costa toată colecția de Bun. 10 cărți. Așa Bun. că astea trei cărți, Cartea Marea Poveștilor Zurli, Jocuri de Jucat Iarna și Astăzi Aici Acum pentru adultul din casă, le oferim unui ascultător care uh -huh. intră pe Mirala Retegan cu bifă și acolo la comentarii, ne scrie trei lucruri pe care le donează sau le pe vinde pagina ta de Facebook. Pe pagina mea de Facebook Aha, oficial, uh -huh, uh -huh. direct acolo. Da. Iar eu de acolo o să i direcționez spre tine ca să da să scrie, de adevăratele acum. Sunt convins că cine Ce planuri -a ai? Ce planuri am acum? Nu. Cu... de grup. sincer am făcut o fundație, se numește Ne purtăm Viitorul. Și visul meu este să ajut copiii defavorizați să facă sport. Ah, frumos! Da. Pentru că cred foarte mult, m-am apucat și eu de sport la 45 de ani și. Sportul, efectiv, este singura șansă pe care noi o avem la tinerețe fără bătrânețe. Bine, exagerez un pic pentru că să dea Dumnezeu să ajungem bătrâni. Este bătrân. foarte important. Da. Foarte, Dar Sportul foarte este important. sănătate. Da. Recunosc că și uh, eu m-am luptat mult cu sedentarismul, da, iar acum uh, am inițiat o mișcare care se numește Facem Pași. Hashtag, facem pași și am grijă ca zi de zi da. să atingă acei 10.000 de pași care sunt obligatorii pentru, uh, pentru sănătate. Asta e, că noi nu ne mai dăm seama, nu ne mai ridicăm de la computer, nu ne mai ridicăm din canapea de la filme. Trebuie să facem sport. Este uh, parte din ADN-ul nostru și dacă îl uităm. Îl ignorăm, se întoarce împotriva noastră. Claudia, îți mulțumesc pentru prezență. Mare drag. Să ai sărbători frumoase și să ne ajută. vedem cu bine la evenimentele grupului Nu mai port. Și evenimentele tale. Dragi ascultători, vă mulțumesc din toată inima că ați stat și astăzi aici la Schimbă perspectiva. V-am adus un exemplu de curaj, o doamnă care, la 43 de ani, a ales să renunțe la o carieră în marketing și vânzări și să-și creeze un grup pe Facebook. A început de la nevoia ei de a de niște lucruri pe care le avea purtate de prea puține ori și uh, valoroase emoțional și uh, financiar, la uh, nevoia. A peste 60.000 de, de femei din România care și-au dat seama că dețin lucruri de care alții s-ar bucura, uh, altele s-ar bucura mult mai mult dacă le-ar scoate la vânzare. O poveste de viață foarte frumoasă, o inspirație pentru foarte mulți care nu știu de unde să apuce în acest moment un business în online. Ați avut astăzi un exemplu, iar până data viitoare vă doresc din toată inima să îndrăzniți și să priviți. Orice situație apare în viața voastră din cât mai multe perspective, pentru că în momentul în care vă schimbați perspectiva, cu siguranță vă schimbați și posibilitățile de rezolvare a problemelor. Schimbă perspectiva. Cu la Retegan, la Europa FM.